Atunci când cauți un lucru și nu-l găsești, poate să fie frustrant. Și cred că toți am experimentat să nu găsești un lucru atunci când îl cauți. În trusa de ajutor, a, vorbim de ajutorul spiritual pe care l-am încercat să-l oferim în ultimile doze de speranță, e esențial să găsești adevărul. Pentru că în felul acesta ești ajutat la vreme de nevoie. Nu poți face față vieții, nu poți să fii biruitor spiritual fără să ai parte de adevăr. Pe de-o parte, adevărul este informația pe care, dacă o deții, te poate ajuta. An la rândul, medicina și medicii, doctorii, nu au știut să ajute pacienții pentru că nu știau adevărul despre bacterii, despre infecții, despre cum se vindecă trupul. Dar, după ce au cunoscut adevărul medicina a propulsat în ce privește modalitățile pe care le-au găsit pentru vindecarea celor bolnavi. Dar, dincolo de adevărul pe care îl știi, e adevărul pe care trebuie să îl faci parte ca o persoană, ca o relație în viața ta. Și acest adevăr este Domnul Isus. Pilat întreba la un moment dat ce este adevărul. Tocmai după ce Domnul Iisus i-a spus că este un împărat, și cei care vor să aibă parte de acest adevăr trebuie să asculte de glasul lui. Așa că, dragul meu, dacă vrei să beneficiezi de ajutor, adevărul, Domnul Iisus Hristos te poate ajuta. Ascultă-l.